În perioada următoare, în poligonul de tragere Chișoda se execută trageri ziua și noaptea cu întreg armamentul de infanterie, armamentul de petab, iar în sectorul de grenade se aruncă grenade de mână de război. Accesul în zona poligonului este restricționat militar atât pentru oameni cât și pentru animale, turme de oi, cirez de vaci, utilaje agricole, autoturisme, proprietate personală, motociclete, biciclete și căruțe. Se execută trageri în perioada următoare. Octombrie 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 și 30. Noiembrie 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 26, 27 și 28. În luna decembrie 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19 și 20, transmit reprezentanții primăriei comunei Giroc.